Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. În următoarele 50 de minute veți urmări cine au fost norocoșii. Norocoșii năsăudeni care au primit un apartament, de fapt o garsonieră, din partea administrației locale. Să vă spun povestea, în Năsăud, sâmbătă a avut loc inaugurarea celor 25 de locuințe sociale. Deci în următoarele minute veți urmări cine au fost cei care au primit de Moș Nicolae o casă nouă. Organizat evenimentul ăsta cu un anumit scop, din start vreau să vă spun că nu e adevărat. Tocmai s-a gătat campania și nu vom face campanie. Eu am ținut în schimb să grăbim și înainte de Moș Nicolae sau cu ocazia moșului, cum îi zice nostru Sfântul Nicolae, cei care au avut bucuria și plăcerea de partea noastră și bucuria la fel, să se bucure de aceste locuințe, să intre în posesia lor înainte de Moș, și în ideea, fiindcă din momentul imediat următor de când primiți cheia astăzi, să puteți, oameni buni, să vă ocupați de încheierea contractelor pentru servicii. Servicii, vă știți despre ce e vorba, am povestit, o să vă rog să o începeți cu dreptul ca să terminați repede să vă puteți muta. Oameni buni, revenind la ceea ce am spus, iată ce înseamnă să ai oameni de dreapta și de stânga, oameni din echipă, oameni care să te ajute. Cu ajutorul lor am făcut îmi permite să folosesc un termen neacademic, din babă nevată. O să vedeți că avem unele dintre cele mai frumoase locuințe din orașul Năsăud. O să intrăm, o să le vedeți, majoritatea le-ați văzut. Domnul fost director și actualmente inspector general adjunct, domnul Romocea, știe ce a lăsat, a fost director al liceului economic, știe ce a lăsat aici și care, obiectivul care în ultimii 11 ani s-a degradat zi de zi. Iată că am făcut un lucru bun și astăzi îl inaugurăm. Eu vreau să le mulțumesc acestor doi oameni, fiindcă sunt oamenii potriviți la locul potrivit. Domnul deputat, îl știți, este deputat de Năsăud. Am promovat și cu domnul Andrei, ca domnul ministru secretar de stat, am promovat împreună la începutul celelalte legislaturi parlamentare și de primar, deci în 2005, investiția. A stagnat investiția, am început-o, a stagnat din 2007, am reluat-o cu forțe proaspete în 2008 și în 2009 am primit aproape 20 de miliarde de la minister și le-am terminat. Le-am terminat locuințele și azi ne bucurăm de ele. Spuneam că ce înseamnă omul potrivit la locul potrivit, fiindcă de câte ori am avut nevoie, Bașe, iar în acum două săptămâni ne mai trebuia 570 de milioane, am sunat la ministerul domnului ministru Andrei ca și ne-a ajutat cu cele 570 de milioane să putem achita ultimele lucrări.
mai avem de achitat ceva din veniturile proprii, o să facem eforturi, fiindcă am avut cofinanțare, să achităm. Dar cel mai important lucru este că avem case. Avem case dintr-un lot de alte 40 sau 65 în total, primele 25 le-am terminat. În această lună decembrie mai punem în funcțiune 20 de unități locative într-un bloc ANL, cel de pe Mihai Eminescu, și anul viitor încă 20 de unități locative, tot locuințe ANL, pe strada Iacob Mureșanu. Și avem, tot datorită domnului ministru Andreica, la rugămintea comună cu domnul deputat, primarul general al Năsăudului, să mai promovăm încă un bloc de locuințe sociale cu 16 unități locative și l-avem vista sinteză aprobat ca atare pe strada Bistriței, unde urmează să începem cât de îngrabă lucrările de alimentare cu apă și de canalizare. Tot o lucrare promovată cu sprijinul celor doi oameni pe care vedeți aici. Nu mai zic mai multe, că se interpretează și am zis că nu fac campanie electorală. De asemenea, celor de la Inspecția în Construcții, proiectantului general domnul Măsil de la Bistrița și tuturor celor care ne-au ajutat să le realizăm. Inclusiv și nu în ultimul rând, colegilor mei din primărie, specialiștii de la tehnic, investiții, achiziții publice, urbanism, domnului viceprimar, toți cei care au ținut aproape, comisia de verificare care am stabilit-o conform legii prin hotărâre de Consiliul Local a stadiului realizării lucrărilor, fiindcă au urmărit și au ieșit un lucru bun. Eu vă doresc, oameni buni, să vă bucurați de casele acestea. Dacă Dumnezeu vă da putere, n-am nimic împotrivă să vă mutați la vilă, dar dacă astăzi veți primi cheile, vă rog să aveți grijă de ele, astfel încât eventuala dumneavoastră mutare într-un spațiu mai bun, mai mare, ca să zic așa, să lase în urmă spațiul așa cum îl primiți. Deci nici modificat, și vă rog de pe acum să nu faceți modificări, nici îmbunătățit în ghilimele, dar nici distrus. Am pretenții la dumneavoastră, am discutat treaba asta, eu vă rog să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă bucurați de ele și, de ce nu, cum am spus, să poate nu-i bine totuși că se înregistrează vrea, dar hai să zic, să crească natalitatea în locuințele astea, domnule Năsăudului, Năsăudului, să mai putem face locuințe, cereți locuințe! Încă particip cu plăcere la asemenea evenimente, pentru că noi, cei mai vârstnici, ne amintim când mergeam cu emoție și noi și așteptam să primim cheile la un apartament înainte de 89 sau după 89, încă în primii ani, pentru că sunt lucruri care constituie poate evenimentele de bază din viața unei familii, nu? Se primește o casă, să se nască un copil, să se căsătorește un copil și așa mai departe. În ceea ce privește programul de locuințe sociale și locuințe ANL, care de fapt sunt tot cu caracter social, vreau să spun atât că acest bloc, această lucrare face parte din programele noastre naționale de reconversie a unor blocurile, de construcții de blocuri noi și locuințe sociale. În 2009 noi am accelerat și am dublat aproape numărul de apartamente.